Salutare și bine v-am găsit pe canalul RoVision. În acest video vă voi arăta cum se formatează un hard disk într-un sistem de supraveghere Hikvision. Să începem! Din interfața sistemului navigăm în Configurations, acea rotiță din partea de sus a ecranului. Asigurați-vă că sunteți în Expert Mode, după care vom naviga în Record și Storage. Pe această pagină vom găsi hard diskurile de stocare conectate la sistemul de supraveghere. Vom bifa hard diskul pe care dorim să-l formatăm, vom apăsa butonul Init și vom confirma acțiunea. Statusul se va schimba și vom putea vedea progresul inițializării hard diskului. La finalizarea inițializării, statusul se va schimba în Normal sau RW. A fost atât de simplu. Mulțumim pentru vizualizare și nu uitați să vă abonați pentru mai multe videouri utile și să lăsați un like acestui clip.